No bun, deci salutai tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de GTA 3. Nu știu de voi, dar eu sunt obosit. Am aici o bere lângă mine. Ai noroc! Până acum am muncit în curte, am fost la căra de lemne că mâine mei fac țuică și am avut o gura de poptea ți spate, du-te taie acolo, eram cu salopeta cu mănușile. Puse ziceai că eram de la muncitor pe șantier și cu mănuși de sudor, salopetă tot aveam. Trebuia să-mi făcut o poză ceva. Ok, hai, unde a rămas data trecută că nici nu mai știu, Adam. Misiunea aia handicapată la care am dat fel că nu știam că au reparat ăștia podul, că vine să râgâi. Să mă scuzați dacă bag o râgâială, dar nu mă pot abține de la bere. Pardon, iertați-mă. Dacă mă îmbăt în episodul ăsta, asta e chestia, că nu prea mâncat nimic decât niște plăcintă de mere, deci s-ar putea să mă ia babau. Ok, pe unde? Aici. Poate mă îmbăt și eu primul videoclip în care să-mi beat. Ăsta trebuia... Las că ați văzut în episodul trecut cum se face aici. Ok. Stai, nu mașina asta. Du-te și ia Porsche, ce căcat are. Hai. Deci la... 17:30 e întrunirea aia între mafioți. Rarai, dracu de mafioți. Sper să nu mai alerge triadele ca data trecută. Hai, sper să nu-i belesc lua asta mașina. Și nici altceva să belesc. Du-te. Pe unde că cred că pe aici să mă bag. Ia. Hai că-i pe aici drum. Doamne, nu e ăsta băgă-mi-a. Stai mă, pe unde urc pe pod, stai, deci podul vine prin partea asta. Înseamnă că trebuie să o iau pe la dreapta. Stai mă, pe unde trebuie să... M-am luat și poliția. Pe unde căca m-am băgat? Bă, ce dracu. Bă, când mai ține strada asta? Ok, ia de aici curba. Ok, să văd cam pe unde vine podul. Nu, cred că e un pic mai încoace. Hai mă, micșura, este mapă proastă. Aha, cred că pe aici. Mamă, deci pe aici sunt și bolți. Ne-am modernizat și e mama drept. Cred că pe aici e. Ăsta duce la pod? Cred că ăsta. Ăsta e, bă, hai bă, că am ghicit drumul. Poate fac și o misiune asta și dau multiplu fel ca data trecută. Mai luăm o gură de bere că termin și halba. Da, conduc beat la volan. Asta e. Era și o chestie. Nu bea când conduci, că vergi bere. Era un min ceva, dacă nu uit bag și o meme-ul ăla. Poc, hai că am luat curba bine. Cred că începe berea să-și facă efectul bine. M-aș mai duce până jos să mai o halvă, da. Mi-o lene, scobor. Mamă, bagă-te pe aici. A, trag triadele după mine, nu-i bine. Clubului. Bulangiola e în partea asta. Ok, pe unde căcață? Mă duc. Hai că aștept să iasă. Dă-mi coace Kalashnikov-ul. Sau trebuie să aștept? Nu, l-aștept să iasă. Nu mai vreau să pățesc ca data trecută. Ok, să mai opresc niște mașini ceva. Să-mi fac și un zid. Așa. Îmi fac și o zonă mai protejată pentru când ies aia de acolo. Poliția e pe aici? Sper să nu fie. Bun. Hai că trebuie să iasă ăștia acum în 10 secunde. Ia să țin la îndemână grenăzile. Hai. 2, 1, gata. Hai că vin ăștia acum. Bă, ce nașpa că am rămas fără bere. Bun, hai. Din nou animația asta nicapată. Stau în spate să arunc cu grenăzi în ei. Ah, tocuță. 2, 4, 6.
uitam cum era. Cum dădeam zoom? Stai mă, zoom-ul cum era? C, X, zoom, așa. O, ce le dau. Gata, hai că i-am rezolvat. Dați încoace uziurile. Oho, ne-am făcut și cu shotgun. Ăla-i mă. Ce văd că zac ăștia morți. Ai mă, doar 5 luați de shotgun. Serios, mă rog. A, și nu l-ai distrus. Hai să luăm aici un mafia de ăsta. A plecat până la urmă. Dă încoace. Să mor tu că sunt închise mașinile astea. Really, nigga. Hai, dăm cu aceasta. Bun, să mergem să completăm misiunea aia. Ia curba, du-te, du-te, du-te. Pe unde e intrarea pe pod? Că nici nu mai știu pe... Hai că intram și în curva aia de acolo. Hai, du-te, du-te Cloud, du-te. Apropo că pe ăsta îl cheamă Cloud, pe românește Claudiu. Când am venit aici la Bărcănești, că nu știu dacă m-am povestit, dar sunt original din București, am stat acolo 11 ani jumate, hai că trag și triadele astea pe mine, firați-ai dracu. Bun, când m-am mutat de la București aici la Bărcănești, m-am mutat probabil că tot începe cu B și rimează, mă rog, nu era nici dracu în stare, deci profesori, copii, nimic, toți nu erau în stare să rețină că mă cheamă Ovidiu, îmi ziceau Claudiu, nu înțeleg de ce, n-au mai găsit ei numele de Ovidiu sau ce dracu. Bă, dar de nu venea să înjur pe toți de morți când îți ziceau Claudiu. Bă, parcă mă înjurau de mamă să-mi bag pula. Bine că la liceu nu pățesc asta. Bine chestia că e la oraș și nu-s doar țărani. Că na, e vina mea că n-au mai găsit ăștia oameni cu numele Ovidiu. Dar nu înțeleg, frate, e greu să reții că cheamă Ovidiu și nu Claudiu. Probabil că au mai avut de-a de Claudiu ăștia cine știa. Și profesori, și copii. Nu erau stare să rețin numele. Corny world, like a world, bla bla bla, nu stau să citesc ce e acolo. Ia, avem un telefon acolo, eu mă duc să fac misiune la Asuka. Mi-am luat și degeaba calașnicoave, mi-am luat și degeaba grenăzi, bine că măcar mi-am luat sniperul. O alegere înțeleaptă. Ok, ia de aici, curba aia, ce misiune mai dă japoneza asta. Poate iar plonjez în apă, că îmi bag toată cioaca. E, măcar nu m-am răsturnat și am parcat bine. Măcar atât. Bagă viteză. Deci, ce misiune ne dă asta? Ah, ce misiune ne dai și tu nouă? Uimește-mă. Anders Surveillance, mă rog, ia. Ce voce de curvă are asta? Ce față de omosexual are? Always trying to play with my toys. Ce bine vorbește asta engleză și ce căcat vorbește ăla și că-i frac. Da, n-a putut să-l învețe puțină engleză. It is too late to contact anyone and avoid incrimination. Take out these spying cops, but be careful. They're bound to have backup. Hai să înceapă misiunea, să vedem ce ne dă. Hai, încarcă-te mai repede. Aoleu, contratimp, ce căcat trebuie să fac? Se omor pe aia sau ce? Bagă viteză. Go. Ah, bă, mă răstor de acum. Hai că nu mă răstor de bine. Stai mă, ce? Ah, pe aici trebuie să merg. Acum pun de căca. Stai că aici e apă, nu mă bag. Sau e drum, nici nu știu ce e. E podul deasupra. Da, mă, pe ce drum? Deasupra e podul. Bă, da, întuneric, mai nu mai văd nimic. Ai de capul meu, dar întuneric mai. Țar podul al dracu că face umbră aici. Aoleu, hai că am ajuns la drum bun, hai. Mergem la ăsta care e drept în față. Deci trebuie să-l omor pe unul sau ce căcat. Hai, mergem pe aici, pe ce căcat. Trebuie să fie bulevardul ăsta. Hai că a scăpat și un ubila. Ia mă, deci mergem în părculețul ăsta aici. Parcă a fi închis elef. Dar bine că îmi sună telefonul, stați un pic. Hai că am revenit, îmi sunase telefonul, a fost deranjat un pic. Hai că... Mă, ce tragă-și pe mine! Bă, firățuie, dracu, bă, 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 ia dă-mi cu asta sniperul.
Tu zgâtul, mă. Dide. Apunez în puțit. Mor du tere. Pot să mai iau mașina? Bine că nu mor de la apa asta. Alright. În direcția asta atunci. Baga viteză. Sunt mașini mai faine în locul ăsta decât de cealaltă parte a orașului. Puh, ce m-am bușit în ăsta. A, bine că acum intru și în tufișuri. Ia văd că e o pastilă ceva pe acolo. Du-te înainte, neică, du-te înainte. Mamă, dar ce mișto e locul ăsta. Dă-te mă jos. Ăsta e Banshee, nu? Ce ziceam, un Banshee frumos. De căcat să ăștia. Fugi. O să-i bubui. Ăla-i mă. M-au luat poliți. Tu-ți gâtul, măti. Muci, muci, nu-i oprit în spate acolo. Lasă că merge cu blista asta. Vreau să zic balista, nu știu ce. Nici nu ce-am belit. Ok, du-te pe aici. Du-te, du-te. Mă, am dat cinaș pe asta curbele. Trebuia să... Ei, casino în partea aia, ceva mă drec. Avem casino, doar în San Andreas avem casino aici. Ce dracu am, că am belit de tot și limba rămâne. Unde căcată să știa, că văd că trag de undeva. Spac operiș. Azi, la balcoane. Rezolvă băjatul. Ok, nu știu cum l-am dilip pe ăla. Ia mă, pot trage prin asta? Nu cred. Nope. Cum urc aici? Nu știu. Stai. Acum viteză. Sări! Bă, 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 cum urc aici? Pe aici? Hai mă, nu pot sări. Așa. Deci ăștia de acolo unul. Am tras ca dracu. Hai că pe ăsta am delit undeva prin mână. Ăsta e acolo. Deci nu mi-e să trag prin chestia aia și unul mai acolo. Și-a mai rămas unul. Căcat trag eu în ăla. Să mă dau în partea asta. Nu știu cum mă urc eu acolo. Timpul se scurge și nu e bine. A, uite mă pot sui aici pe scări. Hai du-te, du-te, du-te. Te direct în căpău. 15.000 de verzișori. Ăsta ai mei. Hai să mai... facem o misiune și atât. Ia, avem misiune chiar aici. Hai să vedem ce ne dă. Asta a fost din interior, mă scurzați. Ce autist pare. Asta a luat așa. Ai, fracsul lua sucă. Perhaps you could help deal with a situation that has me at a disadvantage. Of course, failure has its own disgrace. A Yakuza Kanbu is in custody awaiting transfer for trial. He is a valued member of the family. Break him out of custody and get him to the dojo at Bedford Point. Să fur o mașină, stai, cop a zis sau... Vai mașină de poliție? Mașină de poliție îmi trebuie, serios! Ai de capul meu. Deci să fac rost de o mașină de poliție. Poliția pe unde o fi? Uite aici. Îmi pare rău. Apărător ai legii.
Îi fac să, să mă fugărească. Ăsta nu vine pe mine? Sper că nu. Wreck the car with a bomb. Ok, hai că la 8-ball ăsta e 8-ball-ul de pe partea cealaltă sau? Nu știu. Sper să nu fie 8-ball-ul de... Din cealaltă parte a orașului, că nu mă duc eu până acolo. Ne, cred că e aici în față. Spune că e aici în față. E aici, e bine. Hai că scapi și de poliție. Ia-ți mașină poliție, de ce nu? Mamă, mi s-a dus de tot bara. Aici e? 8-ball-ul? Deci trebuie să urc pe rampă. Da, uite-l aici. Da, mă, să-l bag în garaj. Nu știam că trebuie să-l bag acolo. Hai, bagă-i bomba. Mă duc la secție. A, mă, dat de repara. N-ați putut să-mi o reparați, firați-i drept. Să mă duc cu asta la secția de poliție. Trebuie să conduc pe partea dreaptă să nu mă bușie. Și acum să vină unul și să mă ia. Hai că nu m-a luat bine. Hai să cer să-mi respect limita de viteză. Pff, bagă viteză, drag. Ce e limită? Nu ne trebuie nouă limită. Așa, mergem pe trotuar ca mafioții. Ok, uite o stradă. Aici nici măcar nu mi-o arată. Mamă, ce mă bușeam cu ăla. Bun. Nu prima, a doua. Ok, stai că... Aici? Wait, wait, stai. Păi cum mă bag aici? Pe aici? Pe aici ai șmecherie, ce mama dracu. Ce cu să iau oante? Mamă, ce mașină o știi. Alright, where... Ah, there, trebuie să parche. Ok, hai că o să bubuie. Boom. Stai mă, ce să protejez? Vino încoace, vino încoace atunci. Urcă! Ok, că a urcat ăla, trebuie să mă duc iar să-și... Acum trebuie să mă să-și prez mașina. Deschide poarta în gâtul mamii voastre. Ha, mă, urcă! Mă duc să o șpreiez. Deci fii la secție poliție, deși atacă-i, că de ce nu? Mă, tăi mă, ce-au ăștia vehicule blindate pe aici, firar, ai drept. Că mă împingă ăștia din spate, nu-i bine. Mă iau pe la spate, ai de... Capul meu, bun. Am avut și o mașină care a coșuge. Pare o mașinuță care a coșuge. N-am vrut să fac asta. Știți că mi-e plăcut mașina care a coșuge. Bă, 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 pe aici, pe aici, pe aici. Du-te, 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 du-te. Stai, mă, pe unde o bag? Ai de... Ia pe aici. Nu, nu, nu. Nu, 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 mă bagi așa ușor în gaură acolo. Așa, bun. Stai, mă, și pe unde intru? Du-te pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Hai că-i pe aici, că-i pe aici, e bine, e bine! Du-te! Stai, pe unde trebuie să o bag? Mai în spate. Aici? Paint spray, aici trebuie. Ce? I don't touch nothing, that's hot. Stai mă, nu înțeleg.
Asta e altă mașină atunci, că văd că aia îmi face figuri. Asta e o mașină asta. Patru stele, hai de pula mea. Hai mă, bag-o aici. Wow, I don't touch na- that. Trebuie să scap de poliție sau ce? Nu înțeleg. Eu nu înțeleg nimic. Mai pun o bombă. Ce faci? Îi pun bombă. Frige mașina. Hai să iau un apar. Stai să-i distrug pe ăștia de aici. Ambulanță era aia. Că poate trebuie să ducă o mașină demergită, cine știe. Ceea că e fierbinte mașina, că pe ele mei. Hai mă, că asta ce are? Și asta e belită. Asta n-are nimic bun, gata. Acum se duc la sediu mafie japoneze Yakuza. Yakuza Dodge. Era mașina belită, fierbinte, nu o puteai atinge, băgameș. Să-l duc pe ăsta, locul să încheie episodul, deja filmez de prea mult timp. Hai că probabil nu m-am botat din berea aia. A fost puțin oricum o bere, dar ciudată pe stomac cu gol, poate avea efect ceva, cine știe. Nee. Hai, du-te. Deci se pare că pot să fiu și obosit și înfometat de la o bere, tot nu m-am îmbătat. Înfometat, îmbătat, mă, că dimineața. Hai mă, că sunt un artist, ce mama dreacu. De fapt, chiar am pus o poezie pe Facebook zilele trecute. De fapt, hai că până îl duc pe ăsta. O duc pe ăsta, ăsta ce dracu am furat, răpit, salvat, mă rog. Ia stați să vă citesc și o poezie scrisă de mine pe Facebook. Știți voi Facebook-ul, cred. Nu ăla pe un subscriber, personal. Mă, găsiți pe acolo. Nu mă recunoașteți pe fața de pedofil. Ok. Să dau pe profil la mine. Că tot se apropie școala, vă citesc o poezie. Deschidem aici pe citește mai mult. Hai să vă recit poezia asta până mă duc să salvez sau mă mai plimb pe aici. Într-o zi de vacanță, când s-a terminat vara, cu gândul să mă sinucid că începe școala, stăteam și mă holbam la monitor cu dorința de a fi călcat de tractor. Cu gândul să-mi iau adio de la viață, că nu mai am nicio speranță, că mă voi duce dracu, că iar voi merge în spate cu rucsacul, așa că merg să-mi tai venele, să n-apuc să-mi văd dirigintele. Așa că ziua de luni n-o mai apuc, că o să mă spânzur de o creangă de nuc. Hai că m-am oprit ca să vă citesc, că nu pot să conduc să citesc în același timp. Creangă de nuc, că o să mă spânzur de o creangă de nuc. O să mă arunc de pe deal, să o să-mi rup coloana în ultimul hal, o să mă arunc de pe munte, ținând pe banderolă o frunte, pe care să scrie muie școala, cu toții ne băgăm în ea pula. Cu toții ne-am blestemat măcar o dată zilele, de la toate testele și tezele pe care profesorii ni le dădeau și în catalog ne ciuruiau. Iar în aceste ultime zile de vacanță, o să-mi bag pula nea de viață, așa că vă urez tuturor multă baftă și sper că v-a plăcut această poezie retardată scrisă de mine. Sper că v-a plăcut. Mă căutați voi pe Facebook, Ovidiu Grigore, și mă găsiți. Am o față de pedofil acolo. Mă rog, hai că încheie aici acest episod, eu sper că v-a plăcut. Mă duc și o să salvez pe unde... Stai mă, pe aici salvam parcă. Sper că v-a plăcut. Vechea poveste. Dați câte un cap în gură butoanelor de sub videoclip. Și cam atât. Până data viitoare, ciao les!